Suntem în Hunedoara, iar în spatele meu puteți vedea Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Castelul Corvinilor mai este cunoscut și drept Castelul Huniazilor sau Castelul Hunedoarei, se mai spune. Castelul Corvinilor este varianta corectă. Uitați-l cât e de frumos. Este cel mai important monument din județ, aș putea spune. Castelul este aici de aproape 600 de ani. Oamenii vin și pleacă, regimurile vin și trec. Castelul este tot aici de aproape 600 de ani. A văzut Hunedoara în aproape toate stadiile ei și atrage anual sute de mii de turiști și nu exagerez. În 2017 au fost 333.334 de turiști la Castelul Corvinilor. Majoritatea vizitatorilor vin aici în lunile de vară. Eu vă arăt doar exteriorul, urmând ca voi să veniți să-l vizitați dacă sunteți curioși. Prețul unui bilet este de 25 de lei standard în această lună, adică în aprilie. Între lunile mai și august inclusiv, prețul sare un pic la 30 de lei. Cu reducerile aferente, evident, pentru pensionari este 10 lei, pentru elevi și studenți 5 lei. Curtea exterioară a Castelului Corvinilor se numește Curtea Husarilor, aici mă aflu și eu, și aici se mai găsesc Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie a Hunedoarei și Casa Breslelor, precum și o expoziție de tortură, o chestie privată la care eu n-am intrat. Și dacă ajungeți până la castel, neapărat să încercați o pizza la felie de aici. E 4 lei și face toți banii. La Castelul Corvinilor vin turiști din mai multe țări, din mai toate țările. Vara ai ocazia să auzi vorbindu-se în toate limbile pământului, sau aproape toate limbile pământului. Dar predominanți sunt turiștii din Ungaria. Pentru cine nu știe, în Ungaria, undeva în Budapesta, chiar există o replică a Castelului Corvinilor. Și nu o să intru în amănunte, pentru că n-am văzut decât pe net și nu-mi place să vorbesc despre lucrurile pe care nu le cunosc. Cert e că avem o istorie comună și de asta vin turiștii maghiari la Castelul Corvinilor în Hunedoara. Da, tocmai am văzut un autocar cu numele de Polonia, vin din Germania, eu chiar mă bucur. Dacă alegeți să vizitați Hunedoara primăvara, ar fi bine să veniți și pe strada Revoluției, unde sunt zarzării ăștia, sau cum să-l numi. Și când sunt înfloriți, o săptămână, două, miroase demențial.